Viitorul Adâncata a câștigat cea de-a doua ediție a campionatului județean de futsal după ce s-a impus în finala din sala liceului cu program sportiv din Suceava cu scorul de 4-1 în fața celor de la Viitorul Liteni. Ajunsă la turneul final pe baza unei invitații de la AJF Suceava, echipa antrenată de Cătălin Donisa și Marius Munteanu și-au asigurat victoria prin golurile marcate de Bilț de 2 ori, Cora și Filip. De partea cealaltă, Viitorul Liteni a înscris golul de onoare prin Radu Tomescu. Viitorul Adâncata a mizat pe următorii jucători: Vali Burduja, Justin Filip, Bogdan Prichici, Mircea Iriciuc, Marian Ungureanu, Ionuț Bejinari, Cristian Bilț, Cătălin Stamate, Cristian Cora, Dimitrie Turca și Cătălin Parasca. Meciurile au fost arbitrate de Vasile Tacu și Ghiță Ignătescu, iar Aurel Constantin a fost observator. Finalistele au fost premiate cu diplome, cupe și medalii. La ediția din 2016 a campionatului județean de futsal au luat parte 20 de echipe.